Dragilor, sunt foarte, foarte fericită și entuziasmată de această superbă bijuterie care de astăzi îmi aparține, este nouă-nouță și mă bucur din toată inima. Vreau să primiți și voi vestea asta cu bucurie și cu entuziasmul pe care am primit-o și eu și să nu interpretați ca și cum ar fi o laudă din partea mea. Și aș vrea acum în premieră, în fața voastră, să dăm jos folia de pe braguri! Mulțumesc tare mult, Mercedes-Benz! Napoca, sunteți profesioniști și sunteți super, 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 super tari. Vă mulțumesc din toată inima, vă pupăcesc! Așa arată. E gele coupe. Așa mi-am dorit, cu interiorul deschis. E superbă. O ador. Și mă bucur că am reușit să o achiziționăm și să-mi fac o plăcere care de fapt este și o necesitate, pentru că noi ne petrecem foarte, foarte mult timp în mașină, ne petrecem foarte mult timp pe drumuri și avem nevoie de siguranță, de confort și avem nevoie să ne simțim bine și sunt, nu știu, sunt foarte, foarte entuziasmată, nu vin să cred că s-a întâmplat așa ceva, s-a întâmplat treaba asta, să-mi cumpăr și mașină nouă model 2021 cu toate dotările. Sunt, nu știu, mulțumesc cerului pentru tot ceea ce mi se întâmplă și vouă că sunteți alături de mine. Doamne, deci am plecat. Deci vă rog din toată inima, toți cei care mă urmăriți în aceste momente, să nu credeți și să nu interpretați sub nicio formă mașina asta ca și cum ar fi o laudă sau nu știu, să mă dau mare, că nu vreau treaba asta. Pur și simplu am simțit să împărtășesc acest moment cu voi și această bucurie pe care o trăiesc și eu și Rareș și cred că și voi vă bucura și simțiți aceleași lucruri pe care le simțim și noi. Da, am investit în mine, deși provin dintr-o familie, la începutul familiei mele, să zic așa, ei au fost destul de modești, știi? Cu timpul au avut multe realizări și au început să câștige și să aibă situație financiară bună, dar la început, atunci când existam eu și eram destul de micuță, nu au fost bogați sau să zic că aveau nu știu câți bani. Pur și simplu au încercat să investească și să-și susțină fata. De părinții noștri săraci, chiar le mulțumim că ne-au susținut pe noi pe toate planurile și chiar dacă am fost trei și nu le-a fost ușor deloc. Și gândește-te, Marius, că noi am locuit în prima noastră căsuță, că pe urmă s-au extins și am făcut o casă mai mare și așa. În prima noastră căsuță am locuit, ei dormeau în bucătărie și noi dormeam în dormitorul lor, cum ar veni, știi? Pe împărțat stăteam toate trei, așa am dormit, cred că vreo 10 ani, după ce ne-am mutat la casa cea nouă, până când ei au reușit, prin atelierul lor de croitorie, să ajungă și să aibă o stație financiară foarte, foarte bună. Deci ei prin muncă s-au ridicat foarte mult. Ați avut lipsuri în perioada aceea? Ai simțit ceva, deși îmi spui că părinții tăi făceau tot posibilul să vă asigure absolut tot ce aveți nevoie? Păi să știi că nu am simțit lipsurile, pentru că ei săraci chiar și-au dat tot interesul să ne cumpere și să ne facă toate dorințele să devină realitate. La mare cred că am fost prima dată când am avut 8 ani și eu acum l-am dus pe Edi la mare pentru prima dată la 2 luni. Deci știi diferență. Dar nu regret nimic, pentru că toate lucrurile astea m-au făcut pe mine să devin un om exact cum îmi place mie. Un om cu o coloană vertebrală, cu cuvânt, cu omenie, cu respect și asta contează cel mai mult. Adică știu ce înseamnă să mănânci cu o lingură și cu o furculiță, că toată lumea mănâncă așa, nu sunt eu cu nasul mai pe sus și știu cum e să te comporți și când nu ai bani și știu cum să te comporți și când am bani. Deci acum ai bani. Acum o duc foarte bine și mulțumesc bună Dumnezeu. Chiar unii oameni erau pe Facebook și ziceau atâta cât cu siguranță banii ăștia îți rămân ție, nu știu ce, să vină ANAF-ul peste, băi, pe poate să vină ANAF-ul, că noi dăm bon, dăm factură, dăm tot ce trebuie. Să nu bon și la dedicațiile pe care le... A, la dedicații, nu, păi. Deci acum am ajuns, după ce îmi doream înainte să am
foarte mult de cântat și să ajung un artist cunoscut, iubit și căutat. Acum am ajuns să refuz multe cântări pentru că nu mai vreau să mă supra-solicit, știi? Nu mai vreau să, pur și simplu, îmi aleg cântările. Dar de ce nu ridicați tariful ca să... L-am ridicat. L-ai ridicat și da. Tot da. Trebuie să te clonăm atunci. Pentru că eu ți-am zis, merg și chestia asta poate, probabil o fac puțini artiști. Merg de la începutul evenimentului până la final. Eu nu plec de la niciun eveniment să fac alt program în altă parte. Ai pasiunea asta pentru haine de firmă? Îmi place, dar sincer nu îmi place să dau banii așa în prostie. Probabil. Păi, dacă când nu îți place să dai banii așa cât sunt ele de scump, mai poți să iei fake-uri. Da, poți și fake-uri. Ai probleme cu treaba asta? Am mulți clienți pe Instagram, că tot se vorbește că fac bani pe Instagram. Păi se fac bani pe Instagram prin promovarea unor branduri, știi? Altor firme. Și sunt firme care se ocupă cu astfel de produse mai scumpe și nu sunt originale, sunt de calitatea numărul 1, din câte am înțeles eu, știi? De la adevăr. Nu numai din câte am înțeles, că le-am și văzut că am primit să le fac reclamă, am acceptat să văd cum arată. Și într-adevăr sunt produse foarte bine lucrate, numai că nu sunt originale și sunt la un preț mai ieftin. Eu n-am nicio problemă, sincer. Important e să-mi stea bine mie cu ele, că rest... Bagi de seama că ești chipzuită la cheltuială, nu arunci sume mari pe da. Lucruri păi pe care... Păi așa am fost învățată din familie. Da. Și rarezi la felier? Da, e mai... Mai chipzuit ca tine? Da. Ce cadouri vă faceți voi? Acum știți, vorbeam de chipzuială, dar și ce cadouri ne facem noi? Ar veni cumva opusă, știi? De asta am început să râd. Da, cum să zic, noi când ne facem cadouri, încercăm să ne facem cadouri de calitate. Pentru că înainte să ne căsătorim, ți-am zis, noi provenim din familii modeste și cu greu au ajuns și să ai o situație financiară bună și așa. Înainte nu ne permiteam să ne cumpărăm, nu știu, gen de la Swarovski sau de la tot felul de alte branduri cât de cât normale, știi? Și acum, după ce am ajuns noi să avem o situație bună, financiară, încercăm să ne facem cadouri de calitate și cadouri care ne plac. Uite, de exemplu, îmi plac chestiile Swarovski. Uite, astăzi port un inel de la el. Că tu zici, tu mă întrebai unde ții inelul de loc, unde mai mult îmi place ăsta. Ăsta mi l-a dat de un an și ceva. De tot de Crăciun. Mi-a luat diamante? Mi-a luat diamante. Și atunci mi-a luat un inel de locotnă. Foarte ieftin, pentru că ți-am zis, nu aveam bani, știi? Și bine, ăla oricum este în cutiuța lui specială, ăla nu o să se vândă niciodată, ăla o să fie inelul mamei de locotnă. E valoros, până la urmă. E valoros sentimental. Sentimental.